Videoagent de pază lovit cu bâte și topoare, într-un club din Botoșani. Bătaia sălbatică din Flămânzi a fost filmată de camere de Veronica Micu la 19.04.2022, ora 9.52 de minute. Un club din localitatea Flămânzi, județul Botoșani, a devenit un adevărat câmp de luptă în noaptea de sâmbără spre duminică, după ce mai mulți tineri l-au atacat cu pumni, picioare, bâte și topoare pe agentul de pază al discotecii. Momentul în care bărbatul de 45 de ani este lovit cu sălbăticie a fost filmat de camerele de supraveghere. Reclamă. Vezi și... Un bărbat în vârstă de 45 de ani, agent de pază într-un club din localitatea Flămânzi, județul Botoșani, a ajuns în stare gravă la spital, după ce mai mulți tineri l-au lovit cu pumni, picioare, bâte și topoare când se afla în timpul serviciului. Se pare că agentul de pază nu ar fi permis accesul în discotecă unui individ băut, stârnind furia pretrecăreților. Reclamă. Filmul atacului cu bâte și topoare din Flămânzi. Potrivit jurnaliștilor de la Monitorul de Botoșani, bodyguardul asigura ordinea în club când, la un moment dat, a fost chemat la intrarea în imobil, pentru că mai mulți tineri făceau scandal. Imediat cum a coborât scările pentru a ieși în fața clădirii, omul a fost atacat. Agentul de pază a încercat să fugă spre etaj, însă unul dintre agresori l-a prins din urmă și l-a trântit la pământ. În scurt timp, alți tineri s-au năpustit asupra lui și au început să-i care fără milă pumni, picioare și bâte. În imaginile filmate de o cameră de supraveghere se vede cum victima este lovită inclusiv cu un topor. După ce l-au lăsat lat pe caldarâm, agresorii s-au făcut nevăzuți și nu au fost prinși nici până la această oră. În ajutorul agentului de pază au sărit mai mulți clienți, care au și sunat la 112. O ambulanță l-a luat pe bodyguard și l-a transportat imediat la urgențe, în stare de inconștiență. Reclamă. Totul a pornit de la faptul că nu am lăsat în interior un client băut. Ulterior, acesta a venit cu mai mulți prieteni și m-au atacat la intrarea în local. Eram la pământ și au început să mă lovească cu tot ce aveau asupra lor. Nu mai știu nimic apoi, că mi-am pierdut cunoștința și m-am trezit la spital, a declarat agentul de pază pentru Monitorul de Botoșani. El a fost diagnosticat cu traumatism cranian acut, iar medicii spun că a avut mare noroc pentru că loviturile nu au fost mai puternice în zonele vitale. Ce spune IPJ Botoșani după scandalul din club? La data de 17 aprilie 2022, polițiștii din cadrul Poliției orașului Flămânzi au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost agresat. Din cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 45 de ani, care asigura paza bunurilor și efectua controlul la punctul de acces în interiorul unui club, ar fi fost agresat de mai multe persoane, pe fondul unui conflict izbucnit ca urmare a faptului că nu ar fi permis accesul în local unor tineri. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Ulterior, ca urmare a rezultatelor expertizei medico-legale, cauza a fost declinată către parchetul de pe lângă judecătoria Botoșani, schimbându-se încadrarea juridică a faptei intentativă de omor, a transmis IPJ Botoșani. Polițiștii ar fi identificat pe agresori în baza imaginilor și declarațiilor luate martorilor. Reclamă. Puteți urmări știrile Observator și pe Google News.